Puțin peste 250 de joburi au fost puse astăzi la dispoziția persoanelor care au participat la bursa locurilor de muncă. Ofertele angajatorilor au stârnit interesul celor aflați în căutarea unui loc de muncă. Așa se face că, de exemplu, la agenția din Deva, dimineață la ora 9 erau deja câteva zeci de persoane. Aș dori să caut un loc de muncă pentru necalificați. Eu am mai lucrat la o firmă de biciclete de aici, din Sfântul Halm, dar nu am mai avut nevoie de serviciile mele. Am văzut că ați avut o discuție cu o firmă. De aici aveți ceva promisiuni? Promisiuni? Nu a trecut acolo. Dacă mă sună, bine, că mă duc și mă angajez. Ce să fac? Nu pot să stau acasă. Cu șumajul ăsta mic, nu mă pot descurca la bloc. Ce cauți? Un loc de muncă, învățământ. În ceva am crezut că am auzit că astăzi... A venit și de acolo, de la ce da. De la de învățământ. Eu numai ce m-am întors din străinătate și am auzit că astăzi se fac angajări. Sunt terminat învățători educatori. Am lucrat și în restaurante și nu neapărat învățător, dar caut un loc de muncă momentan. După acțiunea de luna trecută, peste 100 de șomeri au fost angajați pe loc. Conducerea AJOFM Hunedoara speră ca și acum rezultatul să fie la fel de bun. Este o bursă organizată la solicitarea pieței muncii, respectiv a angajatorilor. E perioada primăverii, când multe din firmele care au intrat în hibernare cu ghilimele de rigoare și reau activitatea. Ca și date preliminare, au fost contactați în jur de 155 de angajatori, au răspuns pozitiv solicitării noastre un număr de 35 de angajatori. Acești angajatori oferă un pachet de circa 252 de locuri de muncă vacante pe diferite paliere de coduri de calificări. Avem inclusiv angajatori din alte județe care participă la această bursă, care vin cu diferite pachete salariale, cazare și servicii. Acțiunea s-a desfășurat în rețeaua teritorială a județului Hunedoara, în Deva, Simeria, Hunedoara, Orăștie, Călan, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan și Brad.